Salut și bun venit la un nou videoclip. Numele meu este Olivia. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Olivia. Așa cum foarte mulți dintre voi și-au dorit în repetate rânduri, în lecția de astăzi vom începe să vorbim despre verbul werden. Un verb foarte important, deoarece el nu are doar un sens propriu, ci se folosește și ca verb auxiliar. Deci el stă la baza multor construcții gramaticale, cum ar fi viitorul sau diateza pasivă. Având în vedere că acest verb este destul de complex, nu vom reuși să vorbim într-un singur videoclip despre el. În acest videoclip vom învăța anumite aspecte de bază. Fără aceste noțiuni de bază, nu vom putea vorbi despre diateza pasivă, de exemplu, sau despre alte forme a verbului werden, care la prima vedere par ceva mai complicate. Ele, de fapt, sunt doar destul de complexe, iar pentru acest lucru trebuie să înțelegem întotdeauna foarte bine în care regiune a gramaticii ne aflăm. Acest videoclip este conceput astfel încât chiar și cei care încă nu știu foarte multă germană să poată ține pasul. Evident că verbul werden nu se învață în prima oră de germană, dar dacă știți deja câteva noțiuni de bază, puteți să înțelegeți și conținutul acestui videoclip. Și mă adresez mai ales celora care deja stau în Germania sau Austria și vrând nevrând se confruntă cu texte mai complexe sau mai complicate. Chiar dacă încă aveți impresia că sunteți oarecum la început, vă recomand să vă ocupați și cu verbul werden, pentru că dacă înțelegeți verbul werden, multe lucruri vi se vor părea mult mai clare după ce ați înțeles ce putem face cu verbul werden. Dacă înțelegeți structurile în care se poate folosi verbul werden, structuri în care el își pierde, de fapt, sensul de bază, veți putea desluși și propoziții care par la prima vedere ceva mai complicate. Deci, pentru ca toată lumea să poată să înțeleagă acest verb, vom folosi și exemple foarte simple cu cuvinte simple, cu cuvinte de bază. Iar dacă nu înțelegeți totul din prima, nu vă speriați, păstrați informațiile pe care le-ați înțeles, recapitulați-le, încercați să le folosiți, iar apoi puteți să reluați videoclipul, respectiv să vă focusați pe acele subiecte care sunt relevante pentru voi. Să începem! Începem lecția cu câteva exemple. Știu că mulți dintre voi deja au auzit de verbul werden, au învățat câte ceva despre el, așa că posibil să li se pară cunoscut și ei pot încerca să răspundă la această întrebare. Dacă încă nu ați învățat nimic despre verbul werden, nu vă speriați, parcurgem totul pas cu pas. Deci, avem aici trei propoziții în care folosim verbul werden. Încercați să găsiți diferențele între ele. Prima propoziție, er wird Bauarbeiter. A doua propoziție, das Haus wird gebaut. A treia propoziție, sie werden ein Haus bauen. Cuvintele sunt destul de simple. Bauarbeiter, muncitorul pe șantier, das Haus, casa, bauen, a construi. Ați găsit vreo diferență? Dacă nu ați găsit nicio diferență, vă dau un indiciu. Numărați, de exemplu, verbele din fiecare propoziție. Apoi, vedeți ce fel de verbe sunt, la ce timp sunt, la ce formă sunt. Și acum, următorul indiciu, dacă încă nu ați găsit soluția, acum verbul werden este colorat în albastru, iar cuvintele cu care este folosit verbul werden sunt acum marcate în alte culori. Acum uitați-vă ce fel de cuvinte sunt acestea. Ce fel de cuvânt este Bauarbeiter? Ce fel de cuvânt este gebaut? Ce fel de cuvânt este bauen? Acum răspunsul. Bauarbeiter este un substantiv. Și în prima propoziție avem doar un singur verb, wird, care vine de la werden. Este pur și simplu conjugat la prezent indicativ pentru er, pentru persoana a treia singular. În a doua propoziție vedem că avem două verbe. Avem wird și avem gebaut. Dacă prima propoziție am traduce-o cu el devine muncitor pe șantier sau el se face muncitor pe șantier, în a doua propoziție, verbul werden, wird, nu va fi tradus. Pentru că în această propoziție, el este doar ca un ajutor. Este un verb auxiliar. Iar împreună cu verbul bauen, respectiv
Particip 2 de la verbul bauen, gebaut, formează pasivul. Casa se construiește. Comparați cu diateza activă. El construiește casa și casa se construiește. În el construiește casa, contează că el face acțiunea. În casa se construiește sau casa este construită. Nu mai contează cine face acțiunea, ci contează că în curând acolo va fi o casă. Apoi, în a treia propoziție, sie werden ein Haus bauen. Iarăși avem două verbe. Sunt până la urmă aceleași ca în propoziția a doua, verbul werden și verbul bauen. Werden este conjugat, chiar dacă poate nu pare, dar este conjugat la persoana a treia. Plural, sie werden, este pur și simplu aceeași formă ca infinitivul. Apoi avem bauen, a construi, la infinitiv. Iar în acest caz exprimăm viitorul cu ajutorul verbului werden. Deci, iarăși, nu o să traducem verbul werden cu sensul lui de bază, pentru că și aici este doar un verb auxiliar. Sie werden ein Haus bauen. Ei vor construi o casă, respectiv, ei o să construiască o casă. Când vine vorba de timpuri, nu vă recomand să învățați traducerea directă și să țineți minte doar pur și simplu că a treia propoziție exprimă o acțiune în viitor și folosește forma de viitor pentru asta. Acțiunea viitor putem exprima și cu prezentul, așa cum o putem face în română, o putem face și în germană. Iar acum, ca să aveți o privire de ansamblu. Verbul werden poate fi vollverb, deci un verb de sine stătător, cu un sens propriu, sau hilfsverb, un verb auxiliar. Dacă este vollverb, se traduce de obicei cu a deveni, respectiv a se face, dar se poate folosi împreună cu substantive, cu adjective și în română, iar în română pentru toate aceste combinații există verbe specifice. În limba germană combinăm verbul werden cu anumite alte cuvinte și nu avem un verb specific pentru ele. Ca verb de sine stătător, verbul werden poate arăta o schimbare, poate arăta o dezvoltare, arată oarecum că trecem la nivelul următor. O să vedem exemple. Dacă este un verb auxiliar, nu se va mai traduce cu a deveni, respectiv cu celelalte traduceri care reiesc din context. În plus, pentru orice alt verb și verbul werden are mai multe moduri, poate fi la indicativ, poate fi la conjunctiv, poate fi la imperativ. Și desigur că are și diferite timpuri. Putem să exprimăm ceva la prezent, presens. Putem să exprimăm ceva la trecut. Iar pentru trecut avem trei forme, preteritum, perfect și pluscvamperfect. Preteritum și perfect sunt cele două forme care sunt mai importante. Dar putem să exprimăm și acțiuni la viitor. Iar pe acest lucru putem să-l facem cu formele de futur, futur 1 și futur 2, deci 1 și 2. În lecția aceasta nu vom vorbi despre toate aceste lucruri pentru că va fi mult, mult prea complexă, dar vom vedea o introducere amplă despre verbul werden. Cel mai mult vom vorbi despre verbul werden ca verb de sine stătător, lucru care va pune baza pentru următoarele lecții în care vom vorbi și despre lucruri ceva mai complicate. Luăm exemplul de la început. Er wird Bauarbeiter. El devine muncitor pe șantier sau el se face muncitor pe șantier. Deci, cum am spus la început, exprimăm această dezvoltare, această schimbare. El nu era muncitor pe șantier, dar se va face muncitor pe șantier. Poate că era elev și acum învață meseria, dar posibil să fi avut și altă profesie și acum să învețe această meserie. Alt exemplu. Medizinstudenten werden nach dem Studium Ärzte. Studenții la medicină devin după studiu doctori. În ambele exemple vedem că verbul werden este folosit împreună cu un substantiv. Subiectele acestor două propoziții devin acest substantiv. Alt lucru care poate fi exprimat cu verbul werden atunci când este un verb de sine stătător. Știm că
În limba germană, dacă vorbim despre vârstă și spunem câți ani are o persoană, nu vom folosi verbul avea, haben, ci vom folosi verbul sein, a fi. De exemplu, du bist jetzt 19, respectiv du bist jetzt 19 Jahre alt. Du bist 19 este doar varianta scurtă, care se folosește în limbajul colocvial. Deci în română, tu ai acum 19 ani. Iar prin verbul werden putem exprima că cineva împlinește o anumită vârstă. Deci iarăși vedem această schimbare, această dezvoltare. Vedem că cineva a ajuns oarecum la nivelul următor. Du wirst dieses Jahr 20. Nu o să traducem cu tu devii anul acesta 20, ci tu faci anul acesta 20 de ani sau tu împlinești anul acesta 20 de ani. Și cum v-am spus la început, vedeți că în limba română avem verbul a împlini. În limba germană ne folosim de verbul werden pentru a arăta această schimbare sau dezvoltare. La început am folosit verbul werden cu un substantiv, dar îl putem folosi și cu un adjectiv. De exemplu, älter sau groß. Älter vine de la alt, bătrân, dacă e pentru persoane, sau groß, mare. Wir werden älter als unsere Vorfahren. Noi devenim mai bătrâni decât strămoșii noștri. Respectiv, noi îmbătrânim mai mult decât strămoșii noștri. Ceea ce sună oarecum negativ, dar este vorba că noi ajungem la o vârstă mult mai înaintată decât strămoșii noștri. Ceea ce este un lucru pozitiv, zic eu. Al doilea exemplu, wenn ich groß werde, möchte ich Journalist werden. În prima propoziție îl folosim cu un adjectiv, wenn ich groß werde, când o să devin mare, când o să fiu mare, doresc, möchte ich Journalist werden, doresc să devin jurnalist, iarăși folosit cu un substantiv. În toate aceste propoziții am avut verbul werden ori la infinitiv, ori la indicativ prezent. Și acum să vedem cum se conjugă la indicativ prezent. Ich werde, du wirst, er, sie, es, wird. Și atenție, nu se scrie wirst și nici nu se scrie werdest pentru persoana a doua. La fel cum pentru persoana a treia nu va fi werde la indicativ prezent. Formele de werdest și werde există într-adevăr, dar nu la indicativ prezent. Așa că, mare atenție, e-ul din rădăcină se va transforma în i. Apoi, wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Până acum am vorbit de prezent, dar ce-i cu trecutul? Pentru a înțelege diferența, haideți să vedem o schemă. În momentul de față, sunt elev. Ich bin Schüler. Și mă gândesc că vreau să devin doctor. Și spun, ich werde Arzt. Și mă gândesc la o dezvoltare pentru viitor. Desigur că putem spune și ich möchte Arzt werden, vreau să devin doctor, etc. Dar rămânem la acest exemplu simplu. Iar pentru a deveni doctor trebuie să studiez. Iar în timpul studiului sunt student. Ich bin Student. Studiul de medicină, Medizin Studium. Apoi, după studiu, poate nu neapărat direct după studiu, ci câțiva ani mai târziu. Pot spune, ich bin jetzt endlich Arzt. Acum sunt în sfârșit doctor. Iar în acel moment vreau să vorbesc despre trecut. Iar acest lucru îl pot face în mai multe feluri. Pot spune, de exemplu, ich bin Arzt geworden. Sau, ich wurde Arzt. Am devenit doctor. Prin ambele propoziții exprimăm o acțiune sau un eveniment care s-a întâmplat în trecut. Iar acest lucru s-a întâmplat direct după studiul de medicină. Acum, în română, am putea spune pur și simplu am devenit doctor, m-am făcut doctor sau deveni doctor, respectiv deveneam doctor pentru trecut. Văd că de foarte multe ori există tendința de a traduce ich bin Arzt geworden, deci forma de perfect cu eu am devenit doctor. Adică să luăm
perfectul compus din română și să-l punem unul la unul cu forma de perfect în limba germană. Ceea ce nu este per se greșit. Dar nu trebuie neapărat să traducem așa, pentru că pur și simplu în limba germană formele de trecut se folosesc uneori un pic altfel decât în limba română și putem traduce ich wurde Arzt, care de mulți poate ar fi tradus cu eu deveneam doctor sau eu deveni doctor, ceea ce nu este greșit din start, dar în anumite contexte posibil să preferăm să-l traducem de fapt cu eu am devenit doctor, eu m-am făcut doctor. Și acum dacă vă întrebați, bine, atunci când folosim ich bin Arzt geworden și când folosim ich wurde Arzt, deci când folosim preteritum și când folosim forma de perfect, un răspuns foarte scurt. În limbajul vorbit se folosește foarte des forma de perfect, ich bin Arzt geworden, iar forma de preteritum se folosește cel mai des atunci când trebuie să facem un raport sau povestim ceva, de exemplu. Dar nu acesta este subiectul lecției de astăzi. Țineți doar minte că aceste două forme se pot folosi pentru a exprima trecutul. Și acum, să vedem care este forma de preteritum a lui verbul werden. Despre preteritum în general, cum se folosește și o mică comparație cu forma de perfect, găsiți pe acest canal. Videoclipurile despre preteritum o să vi le pun în descriere. Werden la preteritum. Ich wurde, du wurdest, er, sie, es wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden. Și trecem și la forma de perfect. Ca pentru orice formă de perfect avem nevoie de un verb auxiliar. Și nu de orice verb auxiliar, în cazul acesta avem nevoie de verbul sein. Celălalt verb care se poate folosi pentru perfect este haben. Dar forma de perfect a lui werden se formează cu verbul sein ca și verb auxiliar. Deci trebuie să știți cum se conjugă verbul sein la indicativ prezent. A doua componentă pentru a forma forma de perfect este particip 2 a verbului respectiv. Verbul despre care vorbim este werden, iar particip 2 a lui werden este geworden. Ich bin geworden. Du bist geworden. Er, sie, es ist geworden. Wir sind geworden. Ihr seid geworden. Sie sind geworden. O posibilă traducere ar fi eu am devenit, ich bin geworden, eu am devenit, dar nici aici nu vă recomand să învățați doar această traducere și să memorați că ich bin geworden înseamnă eu am devenit, pentru că în funcție de context poate însemna și alte lucruri. Iar dacă voi memorați doar eu am devenit, atunci în alte contexte în care el nu se folosește cu sensul lui propriu, veți fi foarte confuși și veți crede că în propoziție scrie eu am devenit, dar de fapt verbul se folosește cu totul altfel. Și acum să vedem cum ar arăta exemplele despre care am vorbit la preteritum și la perfect. Nu sunt chiar exact aceleași exemple, ele sunt un pic adaptate. Am avut la prezent tu faci 20 de ani anul acesta, ceea ce înseamnă că anul trecut ai făcut 19 ani. Și putem spune du wurdest letztes Jahr 19 sau du bist letztes Jahr 19 geworden, respectiv 19 jahre alt, forma lungă. Și amândouă propoziții exprimă o întâmplare în trecut, evenimentul că tu ai împlinit 19 ani. Al doilea exemplu, acum mai suntem noi subiectul care ajungem la vârste mai înaintate decât strămoșii noștri și spunem că strămoșii noștri nu au ajuns la vârste așa de înaintate ca noi. Unsere Vorfahren wurden nicht so alt wie wir. Respectiv, unsere Vorfahren sind nicht so alt wie wir geworden. Wurden, preteritum, sind geworden, perfect. Și acum atenție, cum se folosește timpul perfect. Verbul conjugat, partea conjugată, deci verbul sein, va sta pe al doilea loc în propoziție, într-o propoziție principală, iar particip 2 stă pe ultimul loc.
și vorbim acum doar de propozițiile cele mai simple despre propozițiile principale. Și acest lucru nu se întâmplă doar cu verben, se întâmplă cu toate verbele la timpul perfect, în contrast cu limba română, unde punem aceste două verbe unul după celălalt. Strămoșii noștri au devenit, respectiv nu au devenit în acest exemplu. Și apoi tot restul propoziției. Ok, deci ce am văzut până acum? Am văzut verbul werden ca verb de sine stătător. Deci cu sensurile lui de bază. A deveni, a deveni, a face, a se face. Respectiv, traducerile adaptate în limba română din simplul motiv că în limba română avem verbe extra pentru anumite lucruri pe care în germană le exprimăm cu verbul werden. Dacă vreți să vedeți și mai multe din aceste exemple în care folosim verbul werden cu un adjectiv, de exemplu, și avem altă traducere în română, lăsați un comentariu, pot și pe subiectul acesta să fac un video întreg, pentru că sunt destul de multe. Și am vorbit despre verbul werden ca verb de sine stătător la modul indicativ și am văzut timpul prezent, presens, și am văzut și cum arată verbul werden la trecut, și anume în preteritum și în perfect. În limba germană mai există un trecut, acest trecut se numește pluscvamperfect, despre care nu am vorbit și care nici nu este chiar așa de relevant, pentru că se folosește destul de rar, mai ales în limbajul colocvial. Însă totuși, o să vedem cum arată și acest pluscvamperfect. Das war's für heute. Asta a fost pentru astăzi. Și acum mai am o întrebare bonus pentru voi, la care vă rog să-mi scrieți răspunsul în comentarii. Cum am spune în limba germană, ce vrei să te faci când vei fi mare? Vă încurajez să scrieți răspunsul acestei întrebări în comentarii, indiferent dacă sunteți siguri că este corect sau nu. Dacă nu este corect, voi îmi dați mie posibilitatea să văd ce înțelegeți și ce nu înțelegeți și să fac lecțiile în viitor astfel încât să aveți mult mai multe beneficii. Acest lucru depinde doar de voi. Danke für eure Aufmerksamkeit, mulțumesc pentru atenția voastră, und wir sehen uns beim nächsten Video și ne vedem la videoclipul următor. Până atunci, dacă nu știați, Limba germană cu Olivia este și pe Facebook, unde puteți lăsa o recenzie. Găsiți Limba germană cu Olivia și pe Patreon, unde puteți susține acest proiect și totodată profita de câteva materiale suplimentare. Și ca întotdeauna, dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!